Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Apropo de reorganizare administrativ-teritorială, nu? Și de numărul mare de primării inutile din țara noastră, ce poți spune despre primăria unei comune cu 3.000 de locuitori, ai cărei angajați închid cu lacăt? Adică încuie instituția cu totul și pleacă cu toții la o cârciumă unde își fac un chef. Se numește relocare. Băi, ce aniversare. Viață! Aniversare. Exact. Este vorba despre primăria din Broscăuți, Botoșani, despre care pagina dedicată Wikipedia scrie așa. Vă rog să fiți atenți. Ia. Citez. Multă vreme, spune editorul, a fost acceptată ideea că denumirea localității ar veni de la broască. Fapt nefondat științific. Pentru că broasca n-a călcat pe acolo sau ceva. Deci tu te aștepți când vezi broscăuți cu broască că nu știu ce, că erau multe broaște. Dar nu. Practic, editorul are un ricoșeu surprinzător. Deci, după ce spune că este neacreditat științific, continua. Satul n-a aparținut în trecut vreunui broască. Neamul broască. Da. Deci îi zicem broscăuți, dar nu are cum să vină de la broască, pentru că nicio broască n-a deținut acest sat. Da, da, da. Mai mult decât atât, în 1582 avea deja denumirea formată. Broscăuți. Și aici se oprește explicația. Deci nu poate să vină de la broască, pentru că nu a fost proprietar. Asta e pe Wikipedia? Da, broască aici. Pe Wikipedia mai scriu o felul de copii tâmpenii, că am mai văzut, mai sunt astea, Caterinca cu fotbaliști. Dar sigur că da, nu iau ca pe Enciclopedia Academiei Române, dar oricât mi se pare funny, mă rog. Care vă să zică, joia trecută, citez. Locuitorii care au mers la primăria Broscăuți pentru a-și rezolva problemele au avut surpriza să găsească poarta închisă în timpul programului. Angajații au plecat la Dorohoi pentru a o sărbători pe secretara comunei, relatează Monitorul de Botoșani. Și ai naibii jurnaliști, bă, nu s-au oprit aici, au aflat subiectul și s-au apucat să investigheze. Sunat de jurnaliști, primarul a încercat o minciunică. Suntem pe teren cu niște problemuțe cu extindere de gaz, a spus primarul din Cârciumă. Deci cineva mai răutăcios s-ar fi întrebat, desigur, pe loc dacă s-a servit iahnie de fasole, dar nu. Caserița primăriei a susținut că a fost plecată la trezorerie, iar viceprimarul Nicolae Zamoșteanu a afirmat că a fost la Dorohoi cu caserița pentru a depune niște bani la trezorerie, mai scriu jurnaliștii. A ajutat-o pe doamna casieră. You know? Dar jurnaliștii au aflat unde era cheful și s-au dus să filmeze. Primăria mutată la Cârciumă. I-au filmat pe aia acolo. Răutăți locale. Da. Băi, și aia la un șpriț i-au dat în gât. Exact. Ei oricum nu făceau nimic în primărie. Da, știi? Adică exact. Nu e ca și cum aveau o dată treabă și au plecat. Doar nu e să-ți iei salariul muncii în ceva. Da. Dacă nu e, n-ai ce face, că n-ai ești primăria unei localități de 3.000 de locuitori, închizi și pleci la Cârciumă până vine presa peste tine. Și unii angajați s-au întors la primărie, totuși, cu jumătate de oră. Adică după ce a decis presa acolo și s-au prins și au fost sunați, s-au sacrificat câțiva, după modelul, hai, încasează una pentru echipă, și probabil mai mahmure, așa s-au întors la primărie cu jumătate de oră înainte. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.